Cea de-a 17-a ediție a premiilor GOPO a avut loc aseară. Pe covorul roșu au venit rând pe rând actori, regizori, dar și mulți împătimiți ai cinematografiei. Toți au pășit cu emoții, fie că erau nominalizați sau fie că veneau să-și susțină preferații. Cu emoții au urcat pe scenă și Ilia Bugnar și Marius Manole, prezentatorii acestui eveniment. Eu m-am emoționat. Bine ați venit la cea de-a 17-a ediție a Gale GOPO. Nu vă mai ținem în suspans, așa că începem cu decernarea premiilor. După 5 nominalizări la categoria cea mai bună actriță într-un rol principal, premiul a fost luat de... Una este favorita Galei și aceea este... Andreea Drămoșteanu! Să-mi cer scuze pentru eventualele emoții. Este o dublă emoție, odată că am primit acest premiu și a doua oară pentru că sunt pentru prima oară pe scena mare a Teatrului Național. Scuzați-mă, chiar am foarte mare emoție. Te așteptai? Nu mă așteptam, sincer. Eu oricum mă bucuram că eram deja aici. Asta însemna foarte mult. Asta chiar a venit pe neașteptate. Cel mai bun actor într-un rol principal. Se acordă lui... Postelnicu. Iulian! Nu vreau să aibă probleme. E băiatul ăsta care încalcă regulamentul. Nu știe ce face, înțelegi? Să nu mai vorbești cu colegul meu mai tău. Premiul a primit și Vasile Muraru pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru rolul din Cea mai fericită fată din lume. Felicitări, cel mai bun actor într-un rol secundar. Cum vă simțiți? Păi cum poți să te simți? Nici nu-ți vine să te cred. Am mai spus și o spun, nominalizarea este foarte scumpă. Mai primești și trofeul, e ca un vis. Ce a făcut diferența între dumneavoastră și ceilalți actori nominalizați anul acesta? Votul, cred. Ce au votat specialiștii, noi cine... Felicitări tuturor! Iar premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar a fost câștigat de Ofelia Popi pentru rolul Nicoleta din filmul Om Câine. Trebuie să-mi schimb părerea asta despre breaslă. Da, sunt, dincolo de orice glumă, sunt recunoscătoare colegilor, celor care m-au votat, care au văzut filmul. Invit pe toată lumea să vadă filmul și orice recunoaștere din asta care vine din partea colegilor de breaslă e una foarte emoționantă. Premiul GOPO pentru cel mai bun film de debut se acordă filmului Imaculat. Mulțumesc evident echipei. Ce credeți că a făcut diferența între filmul vostru și celelalte filme nominalizate? N-aș putea spune, adică e o chestie foarte subiectivă. Pur și simplu, oamenii care l-au văzut au rezonat cu el. Premiul pentru cel mai bun documentar a fost câștigat de filmul Spion de ocazie, regizat de Oana Bușgoi Giurgiu. S-au oferit premii și pentru întreaga carieră actorilor Ioana Crăciunescu, dar și lui Mircea Andreescu. Felicitări, vă văd în lacrimi. Cred că este o adevărată onoare să vedeți că atât de multă lume vă apreciază după mai bine de 50 de ani de carieră. Cum vă simțiți? Mă simt emoționat. N-am prea avut așa de a face astfel de întâmplări. Lista de premii a continuat, dar invitații au avut parte și de multe surprize. Ce faceți în seara aceasta la premiile GOPO? Cum de? Surpriză?